Bună dimineața, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei. Astăzi, Republica Moldova continuă exercițiul democratic esențial pentru viitorul său în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Cetățenii noștri sunt așteptați să-și exprime opțiunea electorală atât în secțiile de votare din țară, cât și în cele organizate peste hotarele țării. Comisia Electorală Centrală și cei peste 23.000 de funcționari electorali din cele 2.219 secții de votare au depus tot efortul pentru a organiza și coordona fiecare detaliu al acestor alegeri. Ne-am asigurat că toate condițiile necesare sunt îndeplinite pentru a desfășura un proces electoral corect, sigur și transparent. De la pregătirea logistică, la instruirea personalului și până la monitorizarea atentă a întregului proces. Încă de la ora 7:00, cele 1.988 de secții de votare din țară au fost deschise, inclusiv 30 de secții de votare care au fost organizate pentru cetățenii din stânga Nistrului, una fiind amplasată în municipiul Chișinău. În listele electorale de bază pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale sunt înregistrați 2.707.641 de alegători. La fel ca în primul tur de scrutin, buletinele de vot au fost tipărite în limbile română, ucraineană, bulgară, rusă, găgăuză și romanii. Tirajul total a constituit 3.659.696 de buletine de vot. În străinătate, cetățenii Republicii Moldova vor putea vota la cele 228 de secții de votare din 37 de țări ale lumii. Prima secție de votare din afara țării s-a deschis la ora 7:00, ora locală, în Japonia, unde am înregistrat și primul alegător care a votat în aceste alegeri. Conform situației, la această oră, procesul de votare este în plină desfășurare în 38 de secții de votare de peste hotare, Japonia, China, India, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Belarus, Qatar, Federația Rusă, Turcia, Bulgaria, Cipru, Estonia, Lituania, Letonia, Grecia, Israel, România și Ucraina. În timp ce desfășurăm acest briefing de presă, se deschid alte 135 de secții de votare din Europa Centrală și Occidentală. În cazul celor trei secții destinate votului prin corespondență, plicurile cu opțiunile de vot sunt deja recepționate, întrucât procesul de votare prin corespondență s-a încheiat în ziua de joi, 31 octombrie, ora 18. Am anunțat că pentru acest tur de scrutin au fost recepționate în termen 1.447 de plicuri cu buletine de vot. Acestea vor fi deschise după încheierea procesului de votare la ora 21:00 a țării gazdă, acolo unde sunt deschise secțiile de votare pentru votul prin corespondență. Reamintim că votul poate fi exercitat pe baza următoarelor documente. Buletinul de identitate valabil, acesta este cel mai frecvent document utilizat la vot, buletin de identitate provizoriu, pașaport, inclusiv cel care are termenul de valabilitate expirat. Cetățenii care nu au un act de identitate pot merge astăzi la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice pentru a-și perfecta buletin provizoriu, în baza căruia pot vota. ASP anunță că angajații instituției, inclusiv din subdiviziunile teritoriale, vor avea un regim special de muncă între orele 7 și 21:00. La solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta de peste 18 ani vor fi eliberate buletine provizorii, dar și cele care au fost solicitate anterior.
Astfel, CEC și instituțiile vizate garantează o desfășurare fluidă a procesului electoral și respectarea cetățenilor de a vota. Cât privește viza de reședință, alegătorii votează la secția unde își au domiciliul. Totuși, cei care nu au o înregistrare votează la orice secție de votare, fiind incluși pe lista suplimentară. Studenții și elevii cu drept de vot, care nu au înregistrare în localitatea unde își fac studiile, votează la orice secție de votare din localitatea respectivă, cu prezentarea carnetului eliberat de instituția de învățământ. Pentru alegătorii care au solicitat exercitarea votului cu urna mobilă, Comisia Electorală Centrală a depus efort pentru a asigura respectarea procesului în condiții optime, echipele mobile fiind dotate cu cabine de vot speciale. Atenționăm opinia publică că orice încălcare a secretului votului se pedepsește conform legii. Se interzice fotografierea, plasarea pe rețele de socializare a buletinului de vot cu opțiunea exprimată, scoaterea în afara secției de votare sau deteriorarea acestuia, sustragerea ștampiliei de vot și efectuarea agitației electorale sub orice formă sunt interzise în această zi. În ceea ce privește transparența și corectitudinea procesului, scrutinul este supravegheat îndeaproape de un număr total de 2400 de observatori naționali și internaționali care monitorizează desfășurarea fără impedimente a alegerilor. Prezența acestor observatori este vitală pentru a garanta respectarea cadrului normativ, dar și a standardelor democratice în toate secțiile de votare. Ne exprimăm aprecierea pentru contribuția lor și pentru eforturile depuse de toate instituțiile implicate, inclusiv mass media, care transmit în timp real evoluția evenimentelor și care asigură informarea corectă și obiectivă a cetățenilor. La o oră de la deschiderea secțiilor de votare, procesul electoral se desfășoară în regim normal. Menționăm că am avut un incident minor la conectarea la sistem a unor secții de votare, dar acesta a fost înlăturat prompt. Facem apel la toți cetățenii și la toți subiecții implicați în alegeri să respecte normele electorale și să contribuie la păstrarea unui climat de ordine și respect în această zi importantă. Le mulțumim reprezentanților organelor de forță pentru dedicație și efortul lor în a asigura ordinea publică în ziua alegerilor. Ei fiind implicați în procesul de supraveghere a buletinelor de vot, de la distribuirea acestora către secțiile de votare, până la predarea documentelor la finele zilei alegerilor. Mă adresez funcționarilor și din birourile și consiliile electorale. Stimați colegi, în această zi plină de responsabilitate, contăm mult pe profesionalismul și dedicația dumneavoastră, astfel încât împreună să reușim să desfășurăm alegerile în conformitate cu prevederile legale și cu standardele internaționale. Le mulțumim tuturor cetățenilor pentru activism civic, pentru că înțeleg importanța fiecărui vot și pentru că demonstrează respect față de valorile democratice ale țării noastre. Dragi cetățeni, vă încurajăm să mergeți la urne și să vă exprimați dreptul la vot. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următorul briefing, care va avea loc la ora 10, unde vom veni cu informații actualizate despre prezența la vot și despre mersul alegerilor.